Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Rușcior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita! Bună ziua, bun găsit, mulțumesc că ne ascultați. Este puțin trecut de ora 13:30. Eu sunt Cosmin Rușcior, mulțumesc că ne ascultați și că sunteți la Planeta Verde. Astăzi vorbim despre defrișările ilegale. Tăierile de păduri au scos sâmbătă în stradă mii de oameni în mai multe orașe ale țării. Vrem să aflăm ce vor schimba aceste proteste, câtă forță are societatea civilă și, mai important de atât, ce trebuie să facă, de fapt, autoritățile de acum înainte. Invitat la Planeta Verde este Claudiu Crăciun, lector universitar la SNSPA, unul dintre susținătorii protestelor de stradă. Ați fost, de altfel, sâmbătă pe stradă. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu, bună ziua. Puțin mai târziu, prin telefon, va fi Gabriel Păun, președinte Agent Green, ONG care a militat împotriva defrișărilor ilegale. Foarte pe scurt, să precizăm că executivul a prezentat sinteza unor rapoarte de control realizate în ianuarie, în baza cărora a sesizat DNA-ul pentru mai multe nereguli la valorificarea fondului forestier în mai multe zone ale țării. Documentul vine în contextul acțiunilor de protest de sâmbătă și după ce președintele Klaus Iohannis a decis ca subiectul să fie pus pe agenda CSAT. Aș vrea să vă întreb, Claudiu Crăciun, pentru început, ce mesaj ați vrut să transmiteți sâmbătă? Au fost mai multe mesaje, ca de obicei. Au fost mesaje care ținteau tot acest mediu care s-a construit în ultimii 25 de ani. Un mediu mai degrabă, să zic, nu atât toxic cât periculos. Și ne referim aici în mod expres la tăierile de păduri. De fapt, s-au criticat odată o viziune socioeconomică, despre asta vorbim. S-a criticat și este cumva asemănător și cu situația de la Roșia Montană și situația gazelor de șist. Nu întâmplător, o mare parte dintre cei care au ieșit sâmbătă au ieșit anterior și în cazul Roșiei Montane. De fapt, e o chestiune de viziune socioeconomică. Cum ne dezvoltăm economic? Distrugând mediul înconjurător, exploatând sălbatic niște resurse care sunt finite, sacrificând drepturile fundamentale ale cetățenilor, sacrificând economia locală care poate să fie mult mai diversă în raport cu, să spunem, utilizarea unei singure resurse. Deci, cred că viziunea generală a fost aceea. După 25 de ani de tranziție, este timpul să spunem stop, România se poate dezvolta și altfel, exploatând, de exemplu, lemnul la modul sustenabil și în cadrul unei politici care țintește atât sustenabilitatea și conservarea biodiversității, cât și niște mecanisme economice sănătoase. Nu cred că nimeni nu cred că spune în această țară că nu mai trebuie tăiat deloc lemnul. Nu, eu n-am auzit așa ceva. Am auzit însă, am auzit de la protestatari și numai faptul că odată și odată trebuie să punem stop atât defrișărilor ilegale, cât și defrișărilor care au sunt aparent legale, sunt acoperite de acte, dar de fapt în realitate sunt ilegale. Deci asta aș putea să spunem că a fost cadrul general. Hai să tratăm dezvoltarea economică în alți termeni. Nu mai e nevoie să sacrificăm atât de multe lucruri ca să ne dezvoltăm economic, cu ghilimele. Mai specific, nemulțumirea a fost generalizată în raport cu activitatea instituțiilor publice de până acum. Bineînțeles, s-a menționat și numele companiilor care au de profitat, dar nemulțumirea a fost țintită asupra partidelor politice, instituțiilor publice, asupra celor care au datoria constituțională să apere interesul public. S-a scandat și împotriva guvernului, și împotriva președinției, și împotriva parlamentului, presupun? Da, da. De aceea marșul a atins aceste trei instituții foarte importante, întâi guvernul, apoi președinția și apoi parlamentul, pentru că nu s-au făcut clasamente cine este cel mai vinovat partid, cine este cel mai vinovat lider politic, care este cea mai culpabilă instituție. Cred că avem de-a face aici cu un cancer care s-a răspândit de-a lungul anilor în toate instituțiile. Și e nevoie de o presiune socială mult mai mare. Până acum, organizațiile de mediu, că le-ați menționat, au făcut o treabă foarte importantă. Au luptat cu instrumentele lor, dar până la urmă au fost limitate. Iar faptul că acum problema pădurilor nu mai este o chestiune
care mobilizează doar organizațiile de mediu propriu-zis, ci a ajuns într-o zonă a societății. Da, foarte larg definită. Deci am văzut sâmbătă, și știu că s-a întâmplat asta în țară și în străinătate, cetățeni neafiliați cu niciun ONG, cu niciun partid, cu niciun sindicat, pur și simplu au venit acolo. Deci problematica pădurilor a scăpat cumva din acest joc oarecum restrâns al organizațiilor de mediu care încearcă să rezolve problema și instituțiile publice. Este o problemă socială asumată de un grup larg de cetățeni, am putea spune. Dar este și bineînțeleasă această chestiune, pentru că, așa cum spuneați și mai devreme, nu se înțelege de aici că sunteți cu totul împotriva tăierilor de păduri. Nu cred, dar dacă ar trebui să fac așa un fel de sinteză a dorințelor, sunt puțini cei care spun că n-ar trebui să deloc tăiat lemnul. Nu. Sunt însă unii, și mă număr și eu printre ei, care spun că pădurea este în sine valoroasă, nu trebuie să o gândim doar în termen de profitabilitate economică, nu este doar o resursă care poate fi monetizată, ea are o valoare în sine, există, se bazează biodiversitatea pe existența unei păduri sănătoase și așa mai departe. În al doilea rând, pentru că atunci vorbim de exploatare. Cred că există o preferință foarte puternică pentru a exploata în mod sustenabil pădurea și a include într-un circuit economic care să fie totuși în România. Nu-mi explic nici eu și mulți alții de ce trebuie să exportăm cantități uriașe de lemn brut către alte țări care prelucrează și vând apoi un produs finit. De ce nu se poate dezvolta o industrie românească, da, de mobilă sau de alte produse, în cadrul unei politici sustenabile de exploatare a lemnului. Deci sunt niște întrebări foarte simple. Și toată lumea simte că modelul ăsta nu mai merge. Nu face sens. De ce să exportăm atâta lemn brut, când am putea, în niște cadre foarte bine definite, să-l exploatăm aici în România, să-l prelucrăm aici în România? Da? De ce să nu creăm locuri de muncă aici în România? O altă întrebare la fel de simplă, dar cu un răspuns probabil nu la fel de ușor de dat, este ce ar trebui să se întâmple acum? Care este pasul următor? În primul rând, cred că autoritățile trebuie să înțeleagă că nu se mai poate așa. Și că nu mai este de ajuns să dea niște răspunsuri conjuncturale, cumva care să dezamorseze situația care s-a creat. Deja este prea târziu pentru acest lucru. Tensiunea s-a acumulat, indignarea s-a acumulat de-a lungul anilor. Nu cred că oamenii se mai simt liniștiți de declarațiile fie ale premierului, fie ale președintelui, că vor discuta în CSAT foarte frumos, foarte bine. Faptul că guvernul a înaintat niște sesizări la DNA extraordinar, dar este o picătură într-o mare. Da. Dacă trebuie să se lupte cu acest fenomen care amenință la modul cât se poate de serios sănătatea și integritatea acestei țări, trebuie să înceapă inclusiv din partidele lor. Da. Haide să înceapă să discute cu proprii membri de partid, lideri central sau locali, să nu mai protejeze afacerile dubioase, să nu mai beneficieze în urma lor. Un lucru. Haideți să ancheteze tot ce s-a întâmplat până acum. Radarul pădurilor, un instrument foarte bun. Ce s-a întâmplat cu miile de reclamații? Au fost ele urmărite, anchetate? Eu cred că nu. Deci, guvernul, mai ales guvernul și parlamentul, pentru că acum se discută codul silvic, e o discuție cumva legată și foarte importantă. Guvernul are toate instrumentele să lupte împotriva defrișărilor, împotriva tăierii abuzive și ilegale de lemn. Dar trebuie să o facă. Am înțeles. Și vom vedea ce se va întâmpla mâine în Parlament, pentru că mâine se va discuta despre codul silvic în Camera Inferioară a Parlamentului. Prin telefon se află acum Gabriel Păun, președinte Agent Green, ONG care, vă spuneam și la începutul acestei emisiuni, a militat în ultimii ani împotriva defrișărilor ilegale. Bună ziua și mulțumesc pentru că sunteți în direct cu noi. Știu că nu sunteți în țară. Eu vă mulțumesc pentru invitație, întotdeauna o plăcere. O întrebare foarte precisă, Gabriel Păun. Cât de gravă este situația la ora actuală? Nu știu, ați sesizat că s-a agravat situația în ultimii ani sau, dimpotrivă, s-a mai îmbunătățit câte ceva pe aici pe acolo? Apropo de acest radar al pădurilor de care vorbeam și alte măsuri ce au fost luate. Bubuiul s-a spart. Asta se întâmplă acum. Practic, ceea ce era, ceea ce încercam noi să facem prin investigațiile noastre, să punem pe tapet probleme de mediu,
s-au spart într-un buboi social, așa cum spunea și invitatul dumneavoastră, a devenit tot dintr-o problemă de mediu, o problemă de mediu și o problemă socială pe care conducătorii țării nu o mai pot ignora. În momentul ăsta ei sunt forțați să facă ceva în direcția asta și este mai mult decât codul, noul cod civil pe care trebuie să-l publice. Am încercat prin investigațiile noastre să arătăm, pe care le-am publicat în ultimele luni, investigații care s-au derulat pe parcursul a mai mulți ani, problemele esențiale din sistem, de la retrocedări și tăieri legale până la destinația finală a lemnului. Problema a început odată cu retrocedările abuzive și necontrolate, pentru că în momentul ăsta am ajuns în situația în care sunt mai multe cereri și mai multe restituiri făcute decât a avut vreodată statul. Deci s-au depășit posibilitatea și acolo s-a întâmplat ceva. Iar după aceea, asta a fost pasul 1, retrocedările ilegale. De aici a pornit tot. După care avem de a face cu situația că atunci când amenajamentul silvic pentru o pădure care se face o dată la 10 ani s-a schimbat după retrocedări, s-a umflat posibilitatea de exploatare a pădurilor. Deci în loc să se exploateze atât cât s-ar putea regenera pădurea în 10 ani, se exploatează de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori mai mult, cu semnătura Ministerului Mediului, pentru că amenajamentul este semnat în final de ministru. Deci vorbim de o corupție locală prin comisiile de retrocedare în care anumiți oameni care n-au avut în viața lor pădure au primit cele mai valoroase păduri, oameni care au aranjat ca actele să ajungă în regulă la porțile unor fabrici mari de procesare, care s-au spălat pe mâini că au primit lemn cu acte în regulă, și un ministru, oricare ar fi fost el în ultimii 10-15 ani, care a semnat acele amenajamente silvice pentru 10 ani. Deci vorbim de un stat mafiot. Fără amenajamente, asta este ceea ce se întâmplă pe problema pădurilor. Este inadmisibil ca o companie să crească, să se îngrașe, să ajungă la un nivel atât de prost la care s-a ajuns acum în domeniul rășinoaselor. Dar nu știu dacă este normal să judecăm acea companie sau doar acea companie și nu cumva sistemul care l-a ajutat să devină halul ăsta. Și atunci desigur că ajungem acum să încercăm să facem niște restricții, cum este acel prag de 30% care se dezbate mâine în Parlament pentru o companie oricare ar fi ea sau grupuri de companii să nu mai depășească această cotă de piață pe care noi o susținem, că indiferent că este Schweikofer sau altă companie care ajunge în situația de dominanță de care abuzează, este o limită bună. Deci e un prim pas, ca să ajungem acum și la soluție, un prim pas care trebuie făcut. Am înțeles. O ultimă întrebare, vă rog, foarte pe scurt. Aș vrea să punctăm totuși faptul că aceste defrișări ilegale nu sunt de azi de ieri, adică ele au avut loc în mandatul tuturor partidelor care au fost la guvernare. Credeți că se va schimba ceva? Trebuie să se schimbe ceva, așa cum v-am spus, buboiul s-a spart, iar noi vom publica în continuare investigații care vizează toate partidele politice și toate instituțiile statului. Suntem un ONG care nu se afiliază cu nicio companie, cu nimeni din guvern, cu niciun partid politic și atâta timp cât presa va relata despre toate cazurile, credem noi că ei vor fi forțați să facă ceva. Vreau doar foarte pe scurt să răspund și la partea ar trebui sau nu ar trebui să taie păduri. Sigur, ca și celălalt invitat al dumneavoastră, suntem de acord că e nevoie de lemn, de aceea avem păduri de producție, doar că ele trebuie să se facă responsabil și să se respecte legislația așa cum este ea. Unde milităm pentru a interzice tăierile cu desăvârșirile sunt parcurile naționale. Astea sunt ultimele oaze de biodiversitate din țară, sunt doar 1% din suprafața țării și asta este ce lăsăm pentru viitor. Dincolo de pădurile de protecție, de producție, avem nevoie de aceste păduri din parcurile naționale de care să nu ne atingem. Și aici avem o altă problemă. Romsilva, care administrează toate pădurile statului și 1 milion de păduri, de hectare de păduri private, conduce și parcurile naționale. O situație unică în Europa în care un administrator de păduri de producție are de a face și cu parcurile naționale.
Și aici este problema cea mai mare. De-aia sunt permise pe aer și în parcurile naționale și în direcția asta ne vom concentra în următoarele luni. Practic vrem să eliminăm romsilva de la conducerea parcurilor în următoarele luni și în același timp vom contribui cât vom putea pentru a expune cele mai mari crime forestiere și pentru a forța schimbarea într-un timp cât mai scurt. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. A fost în direct cu noi Gabriel Păun, președintele Agent Green, ONG-ului Agent Green. În studio se află, vă amintesc, Claudiu Crăciun, lector universitar la SNSPA, unul dintre cei care au ieșit în stradă sâmbătă pentru a protesta față de tăierile ilegale de păduri. Bun, revin un pic. Situația era totuși cunoscută de ani de zile. De ce credeți că a răbufnit tocmai acum? Cred că sunt mulți factori, acționează cumulativ și trebuie să remarc efortul unor jurnaliști, colegi de-ai dumneavoastră, care în condiții foarte grele, timp de câțiva ani buni, au relatat despre aceste lucruri. Asta, practic, a arătat faptul că avem o problemă foarte serioasă și a ajutat foarte mult mobilizarea societății. Deci nu vorbim doar de un cerc relativ restrâns de persoane informate, aflate în proximitatea ONG-urilor civice și de mediu, vorbim aici de societate în întregul ei. Deci fără efortul unor jurnaliști care au arătat aceste lucruri, era foarte greu să ne mobilizăm la nivel social. Și apoi discutăm despre efortul important făcut de organizațiile de mediu și aș putea adăuga și contextul politic. Faptul că s-a discutat despre codul silvic, că au existat scrisori trimise de Schweinhofer către președinție, punctul acestora de vedere s-a reflectat în motivația președinției de a retrimite legea în Parlament. Recent a fost iarăși dată publicității o anchetă realizată de un ONG american care arăta faptul cum de fapt merg lucrurile în țară și cum Schweinhofer era foarte dispus să preia lemn tăiat ilegal. Deci toate aceste lucruri au acționat cumulativ. Eu cred că era de așteptat să se izbucnească, să, cum a spus antevorbitorul meu, să buboiul să explodeze. Era o chestiune de timp. Pur și simplu acum s-a acumulat masa critică de cetățeni, de organizații, de inițiative care au dus la această izbucnire care, repet, o așteptam și care, repet, e foarte greu de liniștit acum. E foarte greu de liniștit cu niște declarații și atât. Spuneam și mai devreme că acest proiect al codului silvic aflat în Parlament pentru a fi reexaminat la solicitarea președintelui Klaus Iohannis va fi mâine în dezbaterea Comisiei de Specialitate din Cameră, iar PSD, spunea recent premierul Victor Ponta, își menține poziția de a adopta un cod care să prevină și să sancționeze defrișări ilegale și monopolul. Să amintim și că Senatul a respins săptămâna trecută modificările solicitate prin această cerere de reexaminare și a votat practic legea în varianta inițială. Ce așteptări aveți? Cum ar trebui să iasă și cum credeți că va ieși, de fapt, codul din Parlament? Codul care este propus acum nu e departe de cel ideal. Este, în principiu, mai bun decât cel existent, dar foarte departe de cel ideal. Așa că eu cred că este doar o variantă intermediară către un cod mai bun, care să fie realizat chiar prin consultarea societății civile, dar o consultare foarte largă. Eu sper ca în dezbateri să nu se discute doar de chestiunea proporției la care are acces o anumită companie, ci să extindă dezbaterile, să interzică tăierile la ras, să împuternicească, de exemplu, jandarmeria pentru a aplica acest cod silvic și legislația de specialitate, de să se uite la întreg codul. La asta mă aștept. Acum, cred că există acolo un obstacol structural, pentru că, după cum știți, acest sistem s-a construit timp de ani de zile. Da? S-a construit și s-a perfecționat. Și acest sistem are ramificații în ministere, în consilii județene, în agenții guvernamentale, cam peste tot. Și chiar în Parlament. Sunt și unii parlamentari care se ocupă de astfel de afaceri cu lemne. Eu nu mă aștept ca această luptă să fie ușoară și să fie cumva, să aibă rezultate miraculoase pe termen scurt. E o luptă foarte dură. Dar eu sunt foarte curios dacă cele două partide care pretind într-un fel sau altul că vor să protejeze pădurea, dacă cei doi lideri
lideri care încearcă cumva să liniștească lucrurile, Victor Ponta și Klaus Iohannis, ar agrea un moratoriu pe exportul de lemn brut pe câțiva ani. Să vedem, acum să ne gândim în termeni economici, dacă tai cererea, reduci și oferta. Haideți să vedem dacă au acest curaj. Vecinii de la sud de Dunăre, bulgarii, au făcut acest lucru. Am înțeles. Aș vrea să încheiem emisiunea cu ideea de la care am pornit, mai exact presiunea pusă de societatea civilă. Va fi menținută, credeți, această presiune publică? Da. Și da, în ce condiții? Va fi menținută. Am trecut de un prag de mobilizare și un prag psihologic în această sâmbătă. S-a protestat peste tot în țară și în străinătate. De acum încolo, în lipsa unor acțiuni foarte clare, concrete ale autorităților, această presiune va crește. Repet, și nu mai este o chestiune a ONG-urilor de mediu, este o problemă socială și acum în ziua de astăzi, cu toată această tehnologie care ne stă la dispoziție, aflăm instantaneu ceea ce fac sau ceea ce nu fac autoritățile publice. Deci problema e acolo, nu va dispărea, va crește în intensitate și va avea niște costuri politice foarte mari pentru toți actorii politici relevanți, PSD, PNL, președinție, guvern, parlament. Și vom vedea cum se va desfășura mai departe această poveste. Mâine, spuneam, e o zi importantă în Parlament, se va discuta acolo într-o comisie de specialitate din Camera Deputaților despre acest proiect de cod silvic. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Claudiu Crăciun a fost invitatul nostru la emisiunea Planeta Verde. Eu vă dau reîntâlnire lunea viitoare la ora 13:30. Până atunci, numai bine! Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Rușcior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita!